Țigara dumneavoastră? A colegului? Așa, s-a aprins. S-a aprins, sigură? Nu știu, mă duc să chem pompieri, poate. Mă duc să chem pompieri. Da. E ilegal. Se preface că nu el fumează. Să nu întoare poliție. Știți că nu aveți voie să fumați aici, că e spațiu închis? Da, eu sunt nefumător. Păi spuneți-i, mă rog, și colegului să nu fumeze, că e ilegal. Eu sunt nefumător. Eu trăgeți copiii ăștia refugiați. M-ați văzut pe mine că fumez? Nu, eu văd o țigară aprinsă lângă dumneavoastră. Puteți să reacționați, nu? Și-o stingeți. Nu aveți obligație. Nu, asta trebuie să vegheați, să respecte legile, drepturile. Păi, da, dar sunteți polițiști la serviciu care trebuia să vadă chestia asta. Sau se chemă acum pompieri că ați dat foc la gară. Sunteți polițiști, n-aveți obligația să impuneți respectarea legii. Pentru asta sunteți aici, nu? Da, da, știți că n-aveți voie. Da, da. Cum să n-am voie să filmez? E un drept fundamental, se numește libertate de exprimare și e scris în Constituție. Da? Și am dreptul și la aer curat, să nu inhalez nicotina dumneavoastră. Dumneavoastră aveți votre? A mea? Dumneavoastră aveți dreptul să fumați acolo pe peron sau afară. Cine a prins țigara lângă dumneavoastră? Eu unde am fost plecat? Nu știu, a cui e țigara? A cui e țigara? A apărut așa lângă polițist o țigară, nu știu cui, da? Eu sunt polițist? O să vă prind în flagrant și o să vă dau la poliție. Ia ziceți și mie, eu sunt polițist? Sunteți cetățean responsabil, dar trebuie polițist. Să... Nu, păi sunteți angajat mai ei, sunteți angajat mai ei și polițistul era, polițistul era alături, lângă sala de așteptare cu salvați copiii, cu crucea roșie. În fiecare a doua zi găsesc pe cineva aici fumând, în uniformă de stat. Păi dacă fumezi de la poliție își permite. Nu-i voie, nu-i voie. Pentru toți e obligat să fumeze în spațiu deschis. Nu-și permite dacă e de la poliție să încalce legea.